Steven Universe a avut multe episoade fane, iar azi vreau să vorbim despre ele. Fac și clipuri despre Steven Universe aici pe canal, deci bineînțeles că poți distruge butonul de like și de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că vei vezi pe aici. Comentariul se devine de la Cătălin Achirloae, care zice: colectorul din The Old House m-a adus aici și mi-a spus să mă puneți la început. Ok, Cătălin, ia locul de la începutul clipului. Steven Universe a avut multe episoade fane de-a lungul timpului, unul dintre aceste episoade fiind episodul Jailbreak. Acest episod este unul de la care practic începe seria să aibă o poveste, și anume aflăm că Garnet este de fapt o fuziune. Pe lângă acest lucru, mai vedem și lupta din episodul respectiv cu Jasper, un prim mare villain al seriei. Un alt episod fain de Steven Universe este A Single Pale Rose. În acest episod, Steven află că Pink Diamond a fost spart. Acest episod este și unul mai emoțional și cred că all in all așa, este chiar și cel mai emoțional din serie, pentru că aflăm mai multe despre relația lui Pink cu Perla. În episodul Mr. Greg, aflăm mai multe despre relația Perlei cu Pink Diamond și anume cum a fost ea afectată de faptul că Pink Diamond a ajuns să fie împreună cu Greg. Practic tot episodul este despre Perla, care deplânge moartea lui Pink Diamond și despărțirea lor. În episodul Reunited vedem tot ceea ce trebuie să facă personajele pentru a se apăra și a se lupta cu diamantele care își fac și ele apariția pe pământ, chiar la nunta lui Sapphire cu Ruby. Practic acest episod este unul simbolic așa în serie, el fiind chiar și cenzurat în unele țări pentru întâmplările care au loc în el. Și bineînțeles, cel mai bun episod în opinia mea este Change Your Mind. Practic vedem aici concluzia celor 6 ani ai seriei și vedem cum diamantul alb este înfrânt pentru totdeauna. Pasiunea lui Steven pentru planeta Pământ și viața nestimatelor este cea care o face pe diamantul alb să schimbe părerea. Și cam acestea ar fi episoadele cele mai faine din seria Steven Universe. Dacă tot am vrut azi despre Steven Universe, uite aici un clip în care zic de ce Jasper este un villain pe care personajele din serie au nevoie. Ia bagă un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.